Colposcopia reprezintă o metodă de diagnostic paraclinic care ne ajută pentru a ne indica când, unde și cum trebuie efectuată o biopsie la nivelul colului uterin sau vaginului. Ea permite divizarea leziunilor de la nivelul colului uterin în leziuni benigne și leziuni suspecte. Leziuni suspecte de unde poate fi efectuată o biopsie. Colposcopia prezintă și dezavantaje, deoarece nu permite decât un diagnostic prezumptiv. Acest diagnostic prezumptiv totuși se apropie de procentul de 80%. Pentru a ne ajuta în stabilirea diagnosticului, este nevoie de completarea investigațiilor cu examenul citologic Papanicolau. Astfel încât, în cazul leziunilor de la nivelul colului uterin și vaginului, este nevoie de ambele investigații, atât de examenul citologic Papanicolau, cât și de efectuarea colposcopiei. Momentul oportun de efectuarea colposcopiei la femeile în perioada fertilă, neînsărcinate, este reprezentat de primele zile după terminarea menstruei. La femeile în menopauză este necesar un tratament prealabil de cel puțin 2 săptămâni, un tratament trofic vaginal local pentru a vizualiza mai bine aceste leziuni prin colposcopie. Un alt inconvenient al colposcopiei îl reprezintă faptul că nu se pot evidenția decât leziunile de la nivelul exocolului. Leziunile care sunt ascunse în endocol nu pot fi vizualizate în acest fel.